Said I'm all about it. Yeah, I'm all about it. Said I'm all about it. Yeah, 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 yeah. Said I'm all about it. Yeah, I'm all about it. Said I'm all about it. Yeah, 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 yeah. Vă salut pe toți băieți și fete, bine v-am regăsit la un nou live de pe acest canal. Suntem pe 5M, pe serverul Haos Romania Roleplay, aveți toate detaliile necesare în descriere. Uite, primul care a intrat e STN, salut STN, salut de Flooper. Ne-ați venit pe live, ce cu mașina asta, mă? Da, nu pot să mă urc. Eu să faci live cu păcănele, zici că prin mai mult, STN, a? Salut Daniel, bine ai venit pe live. Salut Ștefan, nu-ți dă recu pe 5M. Păi mergem la păcănele pe 5M atunci, bă, STN. Trebuie să băgăm rotomină neapărat la motor. Nu, nu, nu. Ce-i de nebunul ăla? Am o dată. Termina. Bun, băi, ce mai ziceți? Sunteți bine, sănătoși? N-am mai făcut un live cu FVM de mult, bă, frate. Cum poți să-mi dai și mie chelii de la casă? O să ți le dau, bre. A, o să bagi odată, să fac odată plinul. La cât stai pe Haos? Nu știu, bro, sincer să zic, nu știu. Să-ți iei cheile, Andrei. Andrei, de ce ți-a murit canalul? Pentru că am făcut în ultima perioadă, am făcut live numai cu Redem, bro. De asta. Alo? Hai, salut prostul meu preferat. Hai, în tine, ce vrei? Vin la casă. Hai, te aștept. Vezi că trebuie să bagi un băiat în ăsta. De ce? Trebuie să bagi un băiat în mafii. De ce? Au avut 2 zile transfer, că l-am ajutat eu să aibă 2 zile, că avea 7. Tot ăla? Nu e ăla de institut, e altul. Unul Bogdan. Știi și zile de el. Bine, bre, dacă zici tu. Hai, drag în tine. Iotăl. Bre, dar tu de ce ești îmbrăcat așa, bre? Și tu ce cauți îmbrăcat așa, Eric? Am zis cine stă la casă, de acum încolo se duce să se îmbracă în oficial. Te-am intrat în oraș, Andrei. Da, bre, te duci la casă și te duci să te îmbraci. Da, dar acum nu avem treabă cu aici. Ce caută și Renul ăsta? Bă, Renule. Da. N-am zis eu de acum încolo cine stă la casă se îmbrace în oficial. Ok, mă duc acum să mă îmbrac. Hai. Eu sunt aici, am cheile de la casă, mă îmbrac. Urcat! Pe tine te-am băgat eu, mafie? Da, mai știi atunci când mi-ai dat cheile și mi le-ai scos și ai zis că să-mi se ducă șomajul, știi? A, păi tot ăla, mă, Meric. Da. Da. Și mi le-ai scos șomajul? Andrex, mă. Ba, acum s-a dus, ieri s-a dus, mulțumesc. Hai să-ți dau iar cheile.
Tot ești iarăși Anonymous. Andrei, am cheile. A, ai cheile, atunci e bine. Da, 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 că mi le da, mersi mult. Hai, te îmbraci, tu, Eric. Eric, te duci să te îmbraci. N-avem treabă. Cum stăm la mafie aici, atât de bun? Da. Ia, uite-mă ăla, mă pune, te mă îmbraci. Andrei. Da. Se va face recrutările în seara Bre, asta? Nu te bag. Mai nebunit. Okay. Mai tot bătut la cap. Mai tot bătut la cap de vreo o lună de zile. Și că când fac recrutări și tot îmi zice asta, recrutări, recrutări, recrutări. Bun, hai să mergem în oraș. E, mă pui să mă, da poftim. S-a zis că mergem în oraș. Mă pui să mă îmbrac. Bun, acum. Gata. Gianni, ce cauți îmbrăcat? Stai așa, Gianni, ce cauți îmbrăcat așa? Nu stau aici. Ești prozvan. A, nu-i Gianni. Ăia s-a evaporat! Fie cine erau ăia doi? Ioana, nu, era... Stai așa, mă. Da, bă, dar de prima dată când veniți la casă, vă duceți în casă și vă îmbrăcați. Andrei! Da, puștule. Ce faci? Bine. Puțin, te loc. Zi aici. Cum se mai fac lecuri? Nu că tragă în el, nu că nu mai pot, nu că... Deci poți să mă schimb? Urcă sus. Dă de vorbă că în seara asta la ora 8 jumate se fac recrutări, da? 8 jumate, pune la toți, la toți. La 8 jumate se fac recrutări. 8 jumate se fac recrutări. 8 jumate recrutări, băieți. Dar pe tine nu te bag, câine. Câine? Care câine? Ăla câine, n-ai văzut ce față de câine avea. Ham, 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 ham. Ce-ți mai pace să latri? Ham, 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 ham. Uite, ăla era Ferrari-ul tău. Hai că am eu dacă e. Tu mai știi, mai știi, mai e ăla în oraș care i-ai dat un Ferrari-ul? Da, nu mai știu ce-am făcut eu. A, dar eu l-am vândut în garaj, jur. Pe mă trebuie deja de el. Ba, sau ba nu, ba nu. Da-te, bă! Să mă-l vândă. La ora 8 jumate am zis, nu? Mă schimb? Nu te schimba. Ba da! Dacă te schimb, trag în tine, hai schimbă-te. Mergem în oraș, dacă aici. Te zici jos geanta aia în pana mea. Păi nu pot aici. Ba da. Cum era? Bă, adu-o-fu-fu. Da, legat. Dragă în el. Te ții bine, Lucioacă? Mă țin de ouă. Hai aici. Salut, vrei? Salut, Alexandru, dă și capa. Bine, bine pe live. Andrei? Cu cioaca întâi ia zi. Nu. Mamă, ce ciudat e. Nu prea te-am auzit să-mi zici tu Andrei, în pana mea. Vezi că la 2 jumate, pare de câte la 8 jumate. Un balăuri. Foundation. În foundation. În foundation, în foundation. Haide! Unde ești Gabor ești? Vezi că eu 2 minute gânduri. Nu! Hai că 2 minute, 2 secunde cum ar veni. O nu. Să-mi dau curățare la creier. 2. Ați-vă bă. Mamă, trebuie să beau apă. Trag în tinerică, din cauza ta n-am apă. Gata, Bobit. Ia dă și mie apă. Bă, nici armuri nu mi-am luat de la casă, îmi pare din vina ta. Ești prea bombală. Ia dă și mie niște armuri. Unde ești venga, bă, să am eu armuri. Bă, nu ești bun de nimica, bă. Hai că-ți caut o gagică. Să fiu și eu folosibil. Am nevoie, mă, că am pe Manuel, am pana mea. Da, mă, tu ești. Ia, frai, bă. Nu te-ai băgat pe via. Nici cum ai plăcut. Urți, folosiști ăștia, bă. Dar vezi că eu am regrupare, ceau. Oh, Andrei, tu ești? Mă, cine-i mă, Andrei? Ce frumos stau milioanele alea acolo. Cine-i Andrei, mă?
băiat, un prieten. Bine, un fraier. Un fraier, da. Selo. Vezi, ce, cu, pe cine faci, mă, tu, fraier, mă? Vrei să mă dau jos la tine? Mă gândeam așa că dacă tu ești prezent, se o vând noi cu 0. Eric, tu ești? Nu știu, poți să dau cu 0? Nu, doamne, ferește, bate în lemn. Care m-a făcut, mă, fraier, mă? Trag în tine, care m-a făcut, fraier? Eric, nu, trag în tine asta cu pălăria, e o pălărie. Deci, ce ai, mă, cu pălăria mea, mă? Trag și în tine și în pălăria ta. Trage, mă, ia, hai, trage, ei. Da, îți place, îți place. Ai văzut cât dă bagă cum la bătaie el. Deci cum facem? Păi, crezi și eu, îi place cioaca, nu îi plac băieții, nu îi plac fetele. Vai, dă capul tău. Ce băgea cum la bătaie, nebun. Au vrut să scoată arma, dar nu ieși. Aoleu. Nu, pe fete, băieți, nu pute. Să trăiți. Că m-a băgat, mă, dă-te că mai poți, gata. Nu te da jos, ca aici. La cum de aici aveți de treabă tu? Hai că simpilor. Am mai multe milioane decât ai tu un cont în pana mea. Ce-ai, mă, tu? Mai multe milioane decât ai tu un cont. Mă bucur, mă bucur. Păstrați-i cu sănătos. Doamne ăștia. Eu uscai ce zice ăsta. Să-mi spui eu cu mă tot de 75 de milioane și ce. Ia dă-te-mă să scot mașina, mă. Ia scoate-mă, ia. Ăsta e unul. Cura, am cumpărat 3 asigurări. Bostule, nu contează cu ce mă plin, bostule. Hai de pula mea. Măcar așa să-și la banc. Dacă mai stai aici vreo 10 minute, ai noroc că am tocmai ce mi-am făcut asigurările, frate. Că-ți dau clasă, stai să-ți arăt eu mașina adevărată. Da, frate. Și acum scoate Audi R7. Vezi cât-ți cânt Adidas-i. Vai de capăt, tocmai aici ai fabrică de ceară. Nu, am o stand, frate, am o stand personal. Am Panamera care se joacă la marmut. Ce că Mustang personal, bă, frate. Mustang personal e taci un pic, te rog. Mustang personal e plin de lenoraș, frate. Și ce ai zis că mai ai Panamera? Da, care cine mai are? Trebuie să fie Panamera. De-abia ce și-o lasă și el, o fost ăla, mi-o veri, vini, vini. Hai, lasă așa. Am și Urus. Hai, dă-mi cu aia. Cu aia și am și vreo 3 miliarde la mine. Panamera aia, nu te-a bețelat. Urusul e din showroom în pana mea, costă foarte puțin. Ce, mă? Ce, ce? Bă, care, mă? Ăla din showroom. Camera de pe plajă, mă. Aia e. Ce e ăla din showroom? Că ce e ăla din showroom? Ursul. Și el, la fel și aia. Ah, ursul nu e din showroom? Ursul, da. A, da, frate, da. Când o să ai bani să le iei. Stai cu minte, bossule, cam. Stai cu minte, bossule, cam, nu-i problema. Eu l-am întâlnit pe Marco Glass, bossule. Vorbea la oricine, vreau să văd și faptele. N-a nevoie să ți demonstrezi ție, bossule. Că mi-ai scos o panoramă de supra, care mai mult de 1.5 miliarde. Cică supra! Cică supra! Nu știi ce mașină e, bă! Bossule, nu-i supra, bossule. Știi, zici despre mașini. E Toyota! Cică Mazda! Trei mașini de la oraș, bă! Bă, nu mă, că aia e Mazda, mă! În niciun caz acolo pe mașini. Da, cu Bolt-ul să mă piși pe el. Și câte mai sunt în oraș? Le-ai căutat tu? Coaia are, unde merg, pe unde merg văd coaia. Da, voi aveți GT63S? Are și rozetă. Aveți? Ce să avem, mă? Mercedes GT63S. Pușe întrebare. Ia arată, frate, ia arată, ia taci, mă. Nu ți arăt, că n-am asigurare la el. Scuză bună, frate, cheamă-l pe Nea Gigi să ți-l scoată de garaj și fă-te că e al tău putut zbura, mă, tine. Te cheamă. Stă, bostule, cu minte, nu, tu te lauzi cu, te lauzi cu Nurus care e câteva milioane în showroom, vai de capul tău, bă. Da, ești în showroom. Plug live, știu că plec acum, gata. Ce că se lăuda el, uite cu ce se lăuda el în pana mea. Nu știi ce mașină era aia, mă, de-am scos-o. Mazda. Mazda, după aia chiar ce mașină era, că nici eu nu mai știu, nu era Lexus, Infiniti, nu Lexus, nu știu de ce îmi venea mie Infiniti, Lexus. Infiniti, 3 mașini în tot orașul, ele au fost cumpărate 5 jumate din ele și au luat Bauhaus permanent. Și mai sunt 3 în oraș. Cu ce se lăuda omul meu, fratele meu? Dă-te, bă! Ce ții tu o mașină personală? Cât costă, mă, dau toți banii și cu ce mai rămân? Da, bă, dar ești tu o mașină mai șmecher, cum să zic. Pui, bă, adică numai Brabusul și pui, aia. Eu vreau să vând mașinile astea ce le-am în garaj, frate. Vinde-le-o. Dar nimeni nu le cumpăr.
Că mi-a zis Răzvan că e 900 de milioane ursul ăla. Păi am 700 de milioane aproape. Nu mi-e greu să mai fac încă 200. Da, e 900 în show. Ce așa greu să mai fac? Ce mai e așa greu să mai fac încă 200 de milioane, frate? Dar nu-i bună, mă, mașina aia. Iei curba cu ea, te duci în șanță. Am vrut să dau eu, în fine, tu pe Mustang cu persoana. Bă, n-am nevoie, frate, de alte mașini. Eu am BR7-le care prinde 600 și... Da, mă, dai, una când mergi. Da, frate, da. Dar una e să dai liniuță și să te fac la liniuță și una e să... Hai să-mi dai și mie banii aia, te rog eu frumos. N-am bani, nu știu ce bani n-au. Hai mă, Andrexe, mă. Ce faci, bre? Dă-ti permisie. Bravo, bre. Mamă, om pe la accident. A picat examenul. Hai să dăm o tură cu R7-le, că n-am mai... Mamă, nu cred... Mamă... Urcă sus. Cum o Senza, păsesc că s-a scos și zău. Bă, ci că Senza nu mai e la rulete, e adevărat? Păi nu mai e. Nu-mi place deloc mașina aia. Senza-ul ăla, cea mai proastă mașină ever, care am văzut-o în tot orașul ăsta. Da, dar ți-ar fi plăcut să primești un Amoka. Vezi că am avut-o. Ai avut-o tu, mă. Am avut-o și Sianul am avut. Ce e la Sianul? Uite cum mi-a scris acum Răzvan, ce e la Sianul? E ăla, gen, cum e ăla, tot de la ruletă. A fost înainte la Senza. Jos de pe motor în acest moment. De ce? Jos de pe motor, vă rog. Jos, a zis domn polițist. Dar de ce mă dai jos de pe motor? Ăsta e contrasens? Bă, eu trag în poliția română, mă. Ăsta e contrasens, vrei să-mi zici tu mie? A spus că trage în poliția română. Trag în toți trei, bă. Scoat arma să tragă. Cel mai prost polițist. Degeaba o scoatem până. E bagă în măta. Și m-am enervat aici. Ia uzi, mă, ce că-s pe contrasens. Că gicar ca așa. Bă, dar e liniște rău în oraș, frate. Păi hai să te trag de idol. Mai mergem la casă, hai să mai mergem până la casă. Dar gicar ca așa vreau eu. Vezi că se apropie ziua mea, ce mint ziua mea. Ce să-ți iau? Ce mint? Nu ai chinuit să-ți caut o mașină mai mișto. Dar tu dai bani pe ea. Mi-o iei moca. E, ți-o iau în cioacă. Când e ziua ta? 28 decembrie. Da, până mi-ai tu cadou. Tu nici nu mi-ai cadou, bă, țigane. Păi, dar tu-mi iei? Tu-mi iei? Păi de ce ți-aș lua dacă tu nu-mi iei? Păi, mai știi dacă ți-au? Tu-mi iei maxim vreo armură de la casă. Hai să nu, hai să nu exagerăm, nu exagerăm. Un sandwich. N-a fost fără cu ăla. Nu, hai să nu exagerăm, că încă e prea scump. Un Jeep, un Jeep din sponsor. Ia uite, bă! Ce fa, bă? Eu, stai mă cum mi-s sus, că mai vezi că te auzi nașpa. Unde îl ții? Ce volanul cu o dreapta la asta? Gâtul ăla, în tribuci? M-au mai bine acum. Aia zic. Ce ai făcut? Mai ai făcut accident? Domnul, a intrat în tine, da? Da, da. Hai, la ca... Vrei să te ajut? Hai să-ți repar mașina. Da, e mecanicul aici, Bobby. Hai, dacă o repar gratis, nu mă supăr. Hai, vino aici în față și... Leagă aici șurubul și astea. Vino mă în față să la capotă. Ridică capotation. Mamă, iese mai ceva. Hai că cu o bucată de sârmă asta mergi. Dă-i acolo, dă-i, dă-i, dă-i. Aia zic, nici nu mai lăsa să-l prind. Prinde-te asupra. Hai bre, ne auzim pe la casă, bre. Prostiși, mă, nu mai mor. Ai leu, dar ce-ai căzut? Să chinui mecanii acolo, și eu dintr-o sărmă l-am reparat. Dar ce mașină e la Sianu, mă? Sianu e gen... Cum e... Știi cum arată panorama asta din titetul de a... Senza. Așa? E, numai că ăla e decapotat și... E mai frumos. Știi aia de mă plimbam eu cu ea? Lamborghini-ul ăla, decapotabil? Nu. A, mă, n-ai cum să nu știi. Să mor. Ăla mof cu jantii aurii.
singurele mașini care știu, ăla mov cu geante aurii. Bă, m-ai văzut cu ea și mi-ai zis deodată de mașina ta, nu știu ce. Ai de 700 de milioane. Da, asta mă, să mor, da, știu. Uite mă, tu băi 50 de milioane, dar tu ai avut mașini mai scumpe decât am avut eu toată viața, ia-l în brațe pe băiatul ăsta. Stai bă, Bobby. Stai bă, Bobby. Ia-mă ce vrei în cârcă. Colegii, vedeți că l-am luat pe un curcubeu, acum venim la voi. Băia, dă-le tu mai nici pe tine. Dă-ne informații. Îmi dai? Cine-i, a cui curtea asta, zicea? Curtea asta? Da. E la unul cu bani mulți rău de jos. De ce toți sunteți îmbrăcați în rău? Cum mă cheamă, gay? Noi? Da. Bă, cum te văd așa puțin, parcă... Ah. Uliu, cred că s-a trezit băiatul. Bă, cum îl cheamă pe ăsta de aricurte aici? Vreau să-i bag caput. Ăsta? A? Ion Ionuț Ionel. Bine, bre. Urcă înapoi. Bă, tu zi-mi cum îl cheamă pe ăsta de aricap. Hai! Zi-i mai repede, mă! Ion Ionuț. Nu trage, prostule, ce ești. Ion Ionuțonel. Cum Ion, băi, vezi glonț în cap ăsta. Urcă înapoi. Zi-mă cum îl cheamă. Nu că te omor, Eric. Ion Ionuțonel. Ăsta chiar e ăsta bun, ăsta merită băgat, mă. Da, și tu l-ai tras în el ca prostul. N-am tras în el, prostul l-am tras în sus. Nu, ai tras în el, la mine s-o văd. Bă, tot Anchiori, nu? Bă, vrei să-i dau și pe motor să te scot de mafie? Am GoPro. Am GoPro? La tine ciung, bă, chiar trasă sus. Bă, vrei să te dau jos de pe motor? Apasă de mușchiul 4. Prostul familie. Toată prost și nu mai mori. Uite, prostul familie. O, sunt pe biuța, mânca mi-ai puța tu, Eric. Sunt, mânca ei puța. Ei, nu zic. Nu zici, nu, că zic. Ioi, da ce faci, Bia? Viața mea. Eram și eu pe drum spre casă și m-a cam zburat un mecanic. Nu, serios, unde? Că vin acum să te ajute un nenorocit. Cred că ai nevoie de mine să te ajut. O veni mecanicul, mă ajută el. Păi da, dar cu ăla să vezi ce, i-ai zis ceva? Am zis, da. T-a plătit, dar unde ești? Sunt între 5.200 și între 5.400 acolo, pe drum. Pe lângă 5.200. Zic o blestem să moară familia mea. Rămâi acolo, bre, că în câteva instante sunt la tine, ok? Da. Hai, te pup unde vrei tu, ne auzim, pa. Da, da, pa, pa. Da. Bă, prostule. Astăzi e a mea Bia de astăzi. Vezi că e cu Dani. Nu cred. Ba da. Nu cred. S-a pus cu tovarășul meu cum ar veni, crezând că vine bă... Nu cred. Salut Tudor, bine venit pe live. Nu cred că s-a pus cu Dani. Ba da, ba da. Bă, nu cred. Mă minți. Bă, să mor că tu mă minți. Bă, și făcea mai scurt să moară Liuța. Uite-l pe asta, uite-l pe asta. Edi. Să moară Liuța dacă te mită cu ceva. Și acum să vezi că moare în pana mea. M-am jurat pe Liuța care e viața mea, ești prost? E cu... Bă, nu cred că e cu Dani. Bă... De acolo e vorba de FBI Open Up acolo. Acolo... I-a zis dacă ți era așa de FBI. Stai. Păi și unde e celălalt bre, Biuța? N-ai făcut accident cu cineva? Cu mecanicul ăsta. Da, ce-i ce bine arăt astăzi, Bia. Te trazi la mecanicul? Mersi. Domnul, ați tras-o din volan? Unde e ăsta? Gata, bun. Domnul, ați tras-o din volan, domnul? Păi nu ți-e rușine, bre, să mergi pe contrasens, să intri în ea, să faci franjuri. Ia intră, termine. Cine n-ar intra? Ia repară-mi și mie motorul. Adică nu cred că trebuie.
Nu vrei că nu mai trebuie, că... Îți moare. S-a urcat prostul ăsta în spate și s-a dus tu fumul. Cred că a tras un vânt ăla mai tare. Păi și ce mai repar sau? Nu mai repara, bă. Por la lucru. S-ar putea să vii înapoi după via, că o să intrăm în ea. Ce prost ești. Bă, da, când ești prost, ești prost rău de tot. Da, bă. Nu știu pe ăsta. Bostule, te duci la Mafia Curcubeu, boss? Te duci la Mafia Curcubeu? Nu. Pe sus ești unicat. Hai că mai mergem o dată în... Ce mecanic prost? O ajuns în șans, ai văzut? Ce? Du-te înapoi să-l vezi pe mecanic înapoi. Lasă, nu-mi pare. Păi că vine și piuța. Intrăm mânca în ea, mi-ai tu puța. Adică intri în ea. Că eu nu mai știu. Taci, bebe. Hă? Taci, bebe. Bă, nu. Bebe. Taci din gură. Stii, bă, la o parte, că mă duc peste ei, bă. Doar s-a auzit? Un pic. Un pic, păi vezi? I-am dus. La. E un prost. Dă-i picior, dă-i copită, dă-i copită, dă-i copită, dă-i, dă-i, dă-i. Dă-i copită, bă, nu lua asta, nu lua asta, nu lua asta, nu lua asta. Nu lua asta, stai bre, nu pe tine, iartă-mă. Aia zic, gata, de revive. Iartă-mă, bre, v-am să-l omor pe adminul ăsta, trag în tine. Da, mă, e nicioacă, bă, fraierii. Ne-te la amândoi, Gio. Nici nu ne-are ID-ul. Da, nu ne-are ID-ul. Că-s și greu de reținut ID-ul meu, să-mi dai și mie greu de femeie, că vorbești cu pericolul, bro. Da, scărpina. Să ne ia de cioacă, dacă, să ne caute la o, dacă nu ne găsește ID-ul. Și mă ajut de acum să-ți dai ții. Nu, dacă... Că nu-mi dă, vorbesc cu Five. Să mă tragă de volan. Prost ești, doamne, nu mai mori. Eric! Băieți, să știți că eu sunt iluminati, băieți. Eric! Doamne, înger îngerașul meu, ce mi te-a dat Dumnezeu. E să mic, tu pe mare. E închis. Ia oare largă și e tare. Bă, cum a, ai, cum m-am sărit, acolo stai până mâine. Eu m-am pus pe patru la aer. Ai auzit? Da. Hai să scoate mere, nu mai scoate mere. Ba, da, scoate mere 7, ne să dăm un test. Ia, mă sună Bianca, viața mea. Alo? Zic, tragă. Tu unde ești? Sunt în paletă, dar tu de ce? Uite așa, mă, să treacă boierul față. Păi vine să mai devreme și credeam că vrei să vorbim ceva sau ceva. Nu, tași, prostule, nu, că am înțeles că ești cu Dani și el e gelos și nu, nu ce să zic, înțelegi. Hai, te pup, când o să mai fii cu Dani, atunci am vorbit, ne auzim, pa, pa. Că nu e cu Dani. Ce dor îmi era. Nu-i cu Dani? Ba da, mă. Păi mi-a zis și Răzvan. Poți să-i dau glunț? Mai fie cu... Oh, îi dăm glonț lui Dani, gata. Să mă tragi la ghidon. Îi dăm glonț lui Dani, așa mi-a zis Silas. Îi dăm glonț și aia e. Așa. Alo, boss. Vrei să fie Mafia Curcubeu? Da. Ești îmbracă-te maker? Și tu. Nu, lasă-mă, lec. Dar nu știu hainele. Tu ești maker? Da. E clar, a pierdut. Nu. Oricum e în Hitman. Cine, mă, Dani? Ce faci, bă, Andrei? Alimentez, bag plinul. Unde-i la mine? În buzunar? Ce-i faci acolo? E că Dani Hitman. Nu e, mă, Dani Hitman. Hai că da. Miliard, bre, vrei, crezi că te mint? Ce? Ăsta e R7-le. Ce-i cu el? Cât a costat? Nu e un R7-le ăsta, puh! Nu e un miliard? Ba da. Păi vezi. Cum zici și eu azi, bă, cred că da, nu știu. Bă, da, bre, dar ăsta e altul, bre, nu e ăla din showroom. Arată ca ăla din showroom. Ăsta prinde 700. Doar că ăsta prinde 700 aproape.
Dacă îți dau o tură și vezi, ce îmi dai pe el? Îmi dai 2 miliarde? Hai să mă tragi de bună. A, da, și el și Bezeier au venit la casa cu rostul de la Hitman. Nu știu, păi dacă au venit amândoi, asta nu înseamnă, poate l-a ajutat pe ăsta, dar nu... Hai că atâta, cu atâta îl cumperi dacă e. Bossul ăsta prinde 700 când ai să ai și tu un R7. Bă, dacă zic că prinde 700... Hai urcă! Ce-ți pică capul, mă? Salut, Horatiu, bine ai venit pe la ei. Ei, să-l bag eu pe tine. Bă, sperăm că încă prinde, am o, nu știu. Horatiu, ce mașină e? R7. Nu, bă, nu mai vreau. Ce ai zis? Bă, nu te jefui, mă. Te jefuiesc, mă, hai, urcă. E, nu mai vrei, hai, bă. Bre, oricum e zi, bre, te dau. Te duci în față și joi faci la dreapta. Urcă, bre. Nu, că voi mă jefui. Nu te jefuiesc, bre, ești nou în oraș, n-am de ce să te jefuiesc. N-am voie să te jefuiesc, fraierii. Da, Horatiu. Da, nu, mă, ai, bre, că nu te omorâm. Băi, mă, să te jefuiesc, că ești nebun. N-am de ce să te omorâm, pana mea. Am bani, am de toate. Dar dacă îi ceva, mă arunc. Da, bre. Arunc cât ești în cap. Da, ești, mă, bomba, lăule. Cum te numești, bre? Îți lasă aruncă. Cum te numești, bre? Eu? Vlad. Ios. Și câți ani ai, bre, Vlad? A doua sau a treia? A patra. Compri de vreți. Capul jos, capul jos. Bă, băi, ați văzut cât sunt? Nu. Bă. E durut în bască, vezi? Îmi dau wanted, să vezi că îmi dau wanted. Nu, eu cred că mă dau un wanted ăștia. Bă, eu cred că te cunosc pe tine. Nu, mă cunoști, bine. Am eu un frate, Andrei. Eu sunt Horatiu. Te cunosc după sandală. Rog să nu pune. A intrat Horatiu la mine pe live, știi că să nu pun înregistrările alea. Care înregistrări, bă, Ieri, că nu știu. Stai că nu-i vreau, mă. Ia, bre, uite, de acum a început să prindă, gata. Deci am 400. Adică l-ai. Am 500. Adică l-ai. Am 600, bre. La oră, 600 la oră. Cum că mie mi-apare că ai 0? Păi da, bre, dar zic eu. Păi nu vezi că mergem cu viteză la luminii? 547, 573, 586, 500... Că am probleme cu ochii. Dă-te, bă! Bă, nu, nu, nu! Mamă, nea... Să vezi din orașul meu acum, plece în pula mea din orașul ăsta! Băi, Bobi. Bun, gure, bine ai venit, frate. Bă, mă mir cum stă oprită mașina, așa. E Bobi. Eu sunt la volan. Au. Ia zi-l pe prostul ăsta. Tot ok, băieți? Na! Tu-ți șoferul, mami tale. Bă, ce te pui mai aici? Tu ești la volan, bombală, ulei. Da, da? Hai că am plecat. Repar, stai să mă dau jos, o repar. Tu, Timă, în zvântână, urcă. Be, 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 be! Ai văzut, bre, acum vrei să o cumperi? Ca prin 600 la ură. Ai auzit, bre? Vino acasă că dau afară pe ăștia. De ce? De unde ești, din Italia, din Sardinia? Sardinia. Iar s-au îmbrăcat. Stai să vezi ce le zic acum. Bă, iar stau ăștia îmbrăcați cum vor ei. Păi, au belicioaca. Eric, au belicioaca ăștia. Aaa, mă. Nu știu, Bob, eu nu mă bag, eu sunt îmbrăcat cum vreau. Păi nu, te îmbraci și tu. Să vezi cu bebe să-mi dea co-leader. Da, bre, să fim doi co-leader. Da, bossule, ia zi. Dacă strigai prostule, să răspundea mai repede. Bă, vrei să te dau jos de mașină? Da, ce n-ai vrut, frate? Vrei să dau jos? Da, bă, te aud. Dar tu m-auzi?
Băi, nu mai băga, mă, bă, gata. E bully ceea ce facem acum. Tragă-mi bully! Ia, că și pe ăsta îl depășesc. Păi la mine... Da-te, bă! Da-te, bă! Joaca! Vă băgați în mafia, curcubeu? Taci, mă, că ești leșunat. Adică... A, a făcut accident. Cică, bă! Doamne, ești okay? Bine? Da! Dar ce viteza asta, frate? Aaaa, păi ce merge așa, bun, ești pe contrain deodată, tragi dreapta? Unde urci? De ce te urci? M-a apucat dansatul. Au! O facem amiabil. Au, m-a apucat dansatul. Cu-ți ceapa ta. Bine. De la boala aia cu nervi de creier. Stai așa, ține, că le dai clonul ăștia, dar stai că vin eu acum. Autobuz! Ah, și autobuzul e stricat. S-a oprit, bă, s-a oprit motor, da, vrei. Salut! Hai te pupa, bă. Unde ești, bă? Urcă sus, bă, prietenul. Uite aici, banca, uite. Aici, pe sus parte. Du-te, bă! Du-te, bă! Vrei să intri în mafia? Uite că te duc la mafia, Porumbeu. Porumbeu. Porumbel. Te duc la mafia, Curcubeu. Știi cine e Bebe Mouse? Eu nu știu că e un bombalo, nu, Bebe Mouse. S-a auzat la epul ăsta. Bebe Mouse. Stai așa. Nu-ți face griji, Gupi, o să te ajutăm, băi. Doamne, eu n-am nicio babă, Donald. Bă, dar să nu mă omoare ăia. Bă. Mamă, ce drift am făcut. Nu, break, că nu te omoare, te omorăm noi, nu-i problemă. Gatului, îți dau eu ce-i gol. Era să zic eu ce-mi faci tu, dar se mai uită și copii. Hai fi și copii. Eu sau ăsta? Bine, cu tine vorbeam. Tu, tine joaca mea. Drag în tine. Drag în tine. Bă, auzi, nu vrei să cădem la pace să tragem amândoi în via? Nu, că tu ai tras deja de prea multe. Da, bă. Ăsta care nu conduce. Ăsta care nu conduce. Uită-te în spate. Bă, nu, taci, doar un... Tânăr, băiat tânăr. Și bombală, care n-a riscut la mafie. Poți să știu și eu de ce tragi? Mă mor, ce pe ăsta tragi, ăsta. Hmm? De ce tragi? Tragă mașina, bă, vă-ți bani. Bun, și ce cauți îmbrăcat așa? Nu mă supor, mă, bă. Nu că ai intrat în oraș acum, că cineva se plânge de mai mult timp. Te duci acum și te îmbraci în oficial. Aoleu, zile? Andrei, tu ești? Da. Sunt 30 ani. Pune, Elena, bine, vreau să vorbesc ceva cu tine. Pune. Nu m-a rost, pai, treabă. De ce cauți mai aici? Bă, tăcează un pic. Vreau să te întreb cum pot să fac și eu să devin oficial. Vale, oase ședință la 8 în seara asta sunt recrutări, băieți. În seara asta la 8 jumate sunt recrutări. Da. Dați de veste. Dă și tu de veste, Stile. La 8 jumate sunt recrutări, băieți. Andrei, mă lăs să te iau în brațe, mă. De ce vrei, vrei? La 8 jumate, recutră, ăsta, recutră. Bă, șimpanzie mai mută. Andrei, am ce-o... Nu-ți face griji, Gupi? Ia bandaje. Da, n-aveam vreo nevoie. Mă duc să-mi iau repede niște armuri, că am nevoie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, da. Vezi că mi-au scos unul băta la mire. Nu vrei, că zici că ești cu Andrei, da? Da, mă, dar nu mă mai... De acum încolo, cine la casă, îl vreau îmbrăcat. Gata, Andrex, mă duc ca să respect de acum. Da, da. Andrex, eu le-am zis? Bă, Andrex, băiat. Da, mă, nu fura mașina, mă, că avem nevoie de ea. Iesile? Da. A, atunci poți face ce vrei. Andrei. Care ești, vrei? Să trăiți, domnul Andrei. Să trăiți. Domnul Bebe, pe unde este? Nu e aici. Bia, te duci să te îmbraci în oficială, că aici vă îmbrăcați de acum încolo. Te duci și tu, Eric. Da, mai stăm la casă sau plecăm iată? Nu știu. Tu cred că mă cunoști pe mine. Cred că te știu un pic după voce, dar nu știu cine ești. De pe un oraș mai vechi, domnești. Domnești, cum te numești? Știi, eram un domn popă, să spun așa. Eu știu. Adevărat? Că mor de te știu, bre. La mâncare. Popă, zic cum te numești, nu popă. Ăla care m-a îngropat. Ce că la care m-a îngropat?
Nu pe tine. Eu aveam mai mulți preoți, mă, cumva. Erau mulți atunci. Nebunul? Ce zici? Nu e nebunul. Odată leșinat, dar te ai, nu știu, ai reînviat cumva atunci. Foarte bine. Nu e nebun. Să vin să-ți cânt. Da, bă, șefule, ce vrei cu, bani, cum te numești, bre? Băi, șefule, dar eu nu vorbeam cu tine. Bă, băi, nu vă mai băgați, mă, seama. Ștefi. Ștefi, da. Ștefi, de unde știu numele ăsta? Adică știu că dăpă, dar nu Ștefi. De pe vechiul oraș, n-ai înțeles? Da, bre, oricum, bine ai venit aici. Cu ce te ajut? Ce vreau așa să zic? Cum poți să vedeți greșul pe aici? Bre, te îmbraci în rost ca băieții ăștia și... O să-i fac recrutări în... În parcurs, gen, știi? Și dacă te recomandă băieții ăștia oficiali, poți să fii și tu oficial. Fii activ aici, te pui bine lângă oficial, înțelegi? Păi și ce pot să fac și așa? Nu știu, te pui bine, fii prietenos cu oficiali, pune-te bine. Mergi la jafuri, să... Mergi la jafuri. Bine, primim arme, primim din astea? Nu primești arme, trebuie să-ți faci tu rost la arme. Sunt la traficant, domnule. Sau mai avem unii din avem aici. Care vând arme, nu, cum ar fi moșul, exemplu, sau mai este un pic. Care vinde arme, să știi. Am înțeles atunci. Mersi frumos. Da, bre, vrei să-ți dau hai un băiat că... care să te ducă să te schimbe? Merg eu cu tine. Bă, stai trecul cu minț, mă. Mă duc eu și eu, schimb, nu-i problemă, că cred că știu, știu eu numărul, știu mă. Hai, bine, atunci, bre. Și eu trebuie să-mi iau ce? Ceva, vrei? Că mă țin de pe tine. Ia și pe micu, ăsta micu și schimbă. Puneam ta secretă. Neymar, Neymar. Nu-ți face griji, Gupi? Hai cu mine, Neymar. Pe colegi? Da. Nu-ți face griji, Gupi? O să te ajutăm noi! Doamne, eu n-am nicio babă, Donald! Bine că am mereu câteva babe. Au. 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 Bre, dacă vrei să pleci, poți să pleci, bre. Cu șapte. Nu, ca să deschid. A, nu, ok. Băi, Bia, e adevărat, băi, Bia, ce-am auzit? Că ești cu Dani? Băi, Bia, băi. Băi, mai ieși la Bia, mai ieși la... Bă! Bia! Bia, dar ce vezi tu la Dani? Ești, păi... vedi? 20. Ce prost ești. Știi ce să fiu prost că pe revanul? Da, ăla cu foc. Libre. Uite cum arde. Ce vezi la Dani și nu vezi la mine? Ciocârlanul, măi, măi. De ce cine-i prostul e mie? Arde. Culcat. Bă, să mor tu că ți-am dat dor meu. Păi Bia, până când nu te despară de Dani. Doamnă. Cu mine. Cu mine nu mai ce vorbi până când nu te despar de Dani. Nici așa ca prieten? Nici așa, nici așa ca prieten. Andrei. Andrei. Eu, da, vrei? Hai, un pic aici. Ia aici, mă, nebunule. Vino cu acea mea, Gufi. Vezi că eu-s printul tău. Păi, bai, dacă am culoarea asta la mă. Nu contează, bă, dar de preferat să trebuie să ți-o faci roz, bre. Bine, bre. Băi, Bia, la ăla e via eu până... Au venit doi nebunice. Te rog, cu mine, nu? Doamne, să poate mă împrâni și mâine cu vreo 20 de minute. N-am bani, băi, ungure, bă. N-am bani, stau prost cu banii în zilele astea, înțelegi? Stau prost cu banii. Dobru. Da, domnul. Să-l spui pe care vrei să-l facă, uite. Pum, 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 pum. Ești foarte tare, bre. Stai, stă mai pum, pă. Te duc, că vrei eu, te duc. Păi nu vrea că zici că ăștia, că l-o moară. Alo, nea, bebe, ești la sediu de la meca... Acum vin, pa. Bă. Poți să vin și eu, te rog. Nu, bre. Te rog. Doar eu. Nici tu.
stai aici. De ce mă minți, gârcitule? Stai micu s-o băga sub bord. Bre, băi, dă ce băi jos. Mișoma? Nu vii tu că până că nu te despart de Dani, cu mine nu ai ce vorbi. Haideți, mă, luați-vă și pe mine, luați-vă și pe mine, luați-vă și pe mine, luați-vă. Uite așa. Piciule, dă-te bre jos, piciule. Piciule. Și ai auzit repede, ne-a bebe și te-ai gândit, aaa, cioacă. Ce mă? Piciule, dă-te jos. Ia, un pic să văd dacă pot să-l iau. Hai bre, că-l iau. Nu mai arzi că ne-a decis rău bre, nu stă rău. Atunci facem așa. Te duci să te scrii în vrei. Salut! Oricum bă băieți... Nu! Știam din prima! Oricum bă băieți, cam acesta a fost live-ul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați pe butonul like, dați un share, să vă abonați pentru viața, continui. Eu am fost Andrei și noi ne auzim mâine la un episod sau la un nou live. V-am pupat!